Bună seara și bine v-am găsit la monitor, sunt Bogdan Costea, iar pentru început vă invit să urmăriți pe scurt principalele subiecte ale ediției. Terminalul plecării al aeroportului internațional Arad a fost inaugurat aseară, în urma unei investiții de circa 2 milioane de euro. A scăpat ca prin minune după ce mașina sa a luat foc în mers. Incidentul a avut loc în apropiere de cascada Bigger în Caraș-Severin. Un șofer biat și fără permis a fost încătușat după o urmărire în trafic. S-a întâmplat în Hunedoara. Terminalul plecări al aeroportului internațional Arad a fost inaugurat aseară în urma unei investiții de circa 2 milioane de euro. În urma modernizării, capacitatea de lucru a aeroportului a crescut de 10 ori, însă deocamdată nu există curse regulate. Aeroportul deținut de Consiliul Județean Arad nu are curse în acest moment, dar o companie a anunțat că din vară va opera 6 zboruri pe săptămână pe ruta Arad-București și către 3 destinații externe, respectiv Verona, Viena și Stuttgart. Potrivit autorităților, suprafața existentă înainte de 1300 de metri pătrați a fost extinsă în urma investiției la 4200 de metri pătrați. Noul amplasament este compartimentat și pentru celelalte servicii ale aeroportului Arad, iar modernizarea cuprinde toate cerințele necesare, inclusiv un circuit video. În urma investiției de circa 2 milioane de euro, capacitatea de lucru a aerogării arădene crește de 10 ori, de la 50 de pasageri pe oră la 500. Conform contractului de modernizare, 2/3 din terminalul cargo au fost transformate în terminal de plecări pasageri, în timp ce fosta aerogară pentru pasageri a fost păstrată doar pentru fluxul de sosiri pasageri pe aeroportul internațional Arad. Lucrările de modernizare, în valoare de 2 milioane de euro, au fost realizate pe cheltuiala constructorului, care își va recupera banii de la aeroport și de la Consiliul Județean Arad în următorii 3 ani. Am inaugurat modernizarea terminalului de pasageri, a terminalului de plecări din cadrul aeroportului internațional Arad. Este o investiție care a fost susținută integral de către Consiliul Județean printr-un credit furnizor. Practic, noi am garantat și vom plăti acești bani, o investiție de aproximativ 2 milioane de euro. Am triplat suprafața pe care am avut-o înainte, au fost 1300 de metri pătrați, în prezent avem 4200 de metri pătrați. În acest moment, aeroportul nu mai are curse regulate de pasageri sau marfă, existând doar curse ale elicopterului Smurt sau zboruri private. Însă o companie a anunțat că va începe să opereze din iulie câte 6 zboruri săptămânale pe ruta Arad-București și 3 destinații externe, respectiv Stuttgart, Viena și Verona. Destinațiile au fost stabilite, au fost comunicate și în interviurile precedente, 2 zboruri pe săptămână către Verona, tot 2 către Stuttgart, Viena și București zilnic. Cursele aeriene de pasageri de pe aeroportul internațional Arad au fost oprite în primăvara lui 2015, iar cele de marfă în toamna lui 2015, după ce companiile care operau la Arad s-au retras. Întrucât aeroportul Arad avea 1300 de metri pătrați, autoritățile spuneau că nu au reușit să convingă decât un operator să aibă curse regulate de pasageri. Conducerea aeroportului Arad a semnat în vara lui 2014 un contract pentru lucrări de extindere a aerogării prin realizarea unui terminal separat pentru plecări, amenajat în spațiile terminalului de mărfuri. La terminarea lucrărilor, terminalul va avea peste 4200 de metri pătrați și permite operarea unui trafic de 200.000 de pasageri pe an. Valoarea lucrărilor a fost de 2 milioane de euro, fiind făcute pe cheltuiala constructorului care, așa cum spuneam, își va recupera banii de la aeroport în următorii 3 ani. A scăpat ca prin minune după ce mașina s-a luat foc în mers. Incidentul a avut loc în apropiere de cascada Bigger în Caraș-Severin. Șoferul a reușit în ultima clipă să se salveze. Când a văzut că mașina sa a fost cuprinsă de flăcări, bărbatul a deschis portiera și s-a aruncat din autoturism. Imediat a sunat la 112, însă până la sosirea pompierilor, mașina s-a făcut scrum. Din primele cercetări, autoturismul a luat foc din cauza unei defecțiuni la sistemul electric. Un șofer beat și fără permis a fost încătușat după urmărire în trafic. S-a întâmplat în Hunedoara. Pentru că circula cu viteză, polițiștii au făcut semn să oprească. Bărbatul de 35 de ani a apăsat însă mai tare pe pedala de accelerație, iar oamenii legii au pornit pe urmele lui. După câțiva kilometri în care șoferul a depășit neregulamentar mai multe mașini și era să facă accident, agenții au reușit să-l blocheze, l-au scos din mașină și l-au reținut. Așa au descoperit că bărbatul băuse, nu deținea permis, iar mașina pe care o conducea era neînmatriculată. Polițiștii l-au amendat și au deschis dosar penal.
Clubul sportiv Asociația Agroturism Slătioara organizează la Arad în perioada 22-24 aprilie festivalul Ecvestru Cupa Sfântul Gheorghe în colaborare cu RomSilva și în parteneriat cu Instituția Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, Consiliul Județean și Centrul Cultural Județean Arad. Evenimentul are un caracter oficial și se va desfășura pe terenul bazei hipice a depozitului de armăsari din cadrul Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor. Peste 80 de cai, aproximativ 40 de sportivi și 15 cluburi din toată țara vor intra în competiție, înfruntând 20 de probe propuse de organizatori. Concurenții cu cel mai bun punctaj se vor califica la finala campionatului național și vor primi premii în valoare de 21.000 de lei. Totul este spectaculos. Probele de intensitate și de risc cele mai mari sunt duminică în jurul amiezei, proba de concurs complet, de derby, unde îmbină mai multe calități a sportivului și a calului, pe lângă viteză, curaj și îndemânare. Mai există și una din calitățile de bază, sincronizarea calului cu sportivul. Arădenii pot veni în funcție de interesul lor în toate cele trei zile. În funcție de interes, cum spuneam, poate prezenta interes pentru copii, pentru părinți, pentru cunoscători, pentru vârstnici. De aceea noi am dorit o complexitate acestui eveniment. Conceptul festivalului concurs este unul nou pentru țara noastră, fiind organizat în concordanță cu manifestările Jocurilor Mondiale Ecvestre și completând strategiile federației în scopul dezvoltării performanțelor sportive, dar și apropierii publicului de esența acestui sport. Evenimentul se adresează cu precădere copiilor, juniorilor și cailor tineri și se urmărește evaluarea după performanțe a cailor în competiție. În anul 1993 se organiza la Arad pentru ultima dată concursul oficial Cupa Federației de Obstacole. Dacă anul trecut s-a redeschis tradiția concursului Ecvestru în orașul de pe Mureș după o pauză de 22 de ani, ediția a doua a Cupei Sfântul Gheorghe se dorește a fi un plus de valoare prin calitate, volum și diversitate a acestui sport. Un element de diversitate a acestui festival îl constituie spectacolul medieval Ordinul Cavalerilor din Mediaș, care se va desfășura duminică, în ultima zi a festivalului. Organizatorii își propun ca festivalul Ecvestru Cupa Sfântul Gheorghe să devină o tradiție a Aradului și un punct de reper pentru concursurile de la nivel european. Organizatorii Festivalului Internațional de Muzică de Stradă Harmony caută voluntari pentru perioada 31 mai-4 iunie pentru promovarea evenimentului și asigurarea suportului logistic. Harmony este organizat în premieră la Arad de Asociația CEAS, în parteneriat cu Centrul Municipal de Cultură Arad. Prin intermediul evenimentului, organizatorii își propun să aducă pe străzile Aradului muzică live, de la spații neconvenționale, la colțurile de stradă, de la intrările în marile centre comerciale, la parcuri și faleza Mureșului. Înscrierile se fac online, iar termenul de înscriere pentru voluntarii care promovează evenimentul este de 30 aprilie. Termenul de înscriere pentru voluntarii care doresc să ajute la logistică este de 20 mai. Detalii și informații la adresa de e-mail voluntariatarad@gmail.com. Consilierul arădean Ionel Ciupeș a prezentat în cartierul Aradul Nou activitatea sa din cei 4 ani aproape încheiați de mandat de Consiliul Local Municipal. Cu această ocazie, consilierul a vorbit cu arădenii și despre problemele cu care se confruntă pe raza cartierului. Președintele ALDE Arad și consilier municipal Ionel Ciupe a stat de vorbă preț de o oră despre problemele pe care le au arădenii în cartierul Aradul Nou. Cei mai mulți dintre cetățenii prezenți la discuții au fost nemulțumiți de situația canalului Țiganca, un adevărat focar de infecții, dar și despre necesitatea amenajării în zonă a unei piețe agroalimentare. În cartierul Aradul Nou e nevoie de o piață. Cartierul Aradul Nou a avut 2 piețe până în urmă cu 8 ani de zile, acum nu mai are niciuna și oamenii au mare nevoie de o piață. Cartierul Aradul Nou are o mare problemă care vizează canalul Țiganca. Canalul Țiganca, care în acest moment e un focar de infecție, în special atunci când sunt ploi și pe timp de vară sunt țânțari, acolo sunt șobolani, e o mizerie de nedescris. Dacă o să mergeți acolo, o să vă șocați. Sigur, până în urmă cu 15 ani, 12 ani, canalul Țiganca încă mai avea izvoare. El izvora din zona Fântânele, acolo avea 2 izvoare care au secat. Bun.
Și am propus că acest canal sau pârâu, cum vreți să-i spuneți, să fie intubat. O să fie intubat. Consilierul Arădean a spus că va mai organiza asemenea întâlniri în cartierele din municipiu pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii. Cabinetele de medicină generală și de stomatologie din unitățile de învățământ au intrat în subordinea primăriei municipiului Arad. În acest sens, municipalitatea a realizat mai multe investiții de modernizare din banii bugetului local pentru ca elevii să beneficieze de cele mai bune condiții. Unul dintre cabinetele recent modernizate se află în incinta Colegiului Național Vasile Goldiș din Arad. Aici cabinetul de stomatologie era într-o stare avansată de degradare, iar aparatura era prea învechită. Cabinetul arăta foarte rău. Era un scaun arhaic acolo, zugrăveala, dotarea, echipamentele erau foarte învechite. Cabinetul în clipa de față arată la standarde europene. Deci nu este nicio exagerare să spunem că arată la standarde europene, un scaun modern, o igienizare corespunzătoare, dotări corespunzătoare, echipamente corespunzătoare, materiale corespunzătoare. Încântată de noul cabinet este și Nicoleta Șerb, medicul stomatolog care îl folosește. În acest cabinet primim în fiecare zi în jur de 10-12 copii, cărora le facem prevenție, adică le explicăm ceea ce au, posibile afecțiuni pe care le au, le facem și tratamente, fără costuri. Prevenția este foarte binevenită pentru că le trage un semnal de alarmă și foarte mulți dintre ei își remediază aceste probleme chiar în acest cabinet. Primarul Aradului, Gheorghe Falca, a făcut și el o vizită la fața locului și a vorbit despre importanța modernizării acestor cabinete. Ne aflăm într-un cabinet stomatologic. Municipiul Arad a preluat prin descentralizare cabinetele medicale de medicină generală. 46 de astfel de cabinete avem în municipiul Arad și 6 cabinete de medicină stomatologică. Ne bucurăm că am reușit să finalizăm investiții în aceste cabinete. 26.000 de elevi primesc atât prevenție cât și micile intervenții pe care le fac aceste cabinete și așa cum ați putut constata, cei care lucrează aici au confirmat că este o schimbare profundă între ceea ce a fost înainte și ceea ce există astăzi. Municipalitatea intenționează să investească pe viitor în toate cabinetele medicale aparținătoare de unitățile de învățământ. În minutele următoare vă invit să urmăriți rubrica de știri pe scurt. Teatrul Clasic Ioan Slaviș din Arad și Consiliul Local al Municipiului Arad organizează în perioada 7-15 mai cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Teatru Nou. Din selecția de anul acesta, realizată de criticul de teatru Claudiu Groza, fac parte spectacole nominalizate la premiile UNITER. Prezentând o imagine fidelă a tendințelor teatrale românești actuale, selecția Festivalului Internațional de Teatru Nou cuprinde și spectacole cu teme sociale sau care vorbesc despre perioada comunistă. Astfel, Antisocial, un spectacol de Bogdan Georgescu, producția Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, este creat pe baza unui fapt social real, care a provocat un imens scandal mediatic și aduce în atenție un subiect incomod, permanenta transformare și reinventarea învățământului românesc și dezvoltarea unui sistem educațional viu. Teatrul Clasic Ioan Slaviș Arad va prezenta spectacolul Vârful Icebergului de Antonio Tabares în regia lui Teodor Cristian Popescu, în premieră în prima zi de festival. De asemenea, vor fi prezente și două trupe de teatru din Italia, respectiv Ungaria.
În perioada 17-22 aprilie se desfășoară la Cluj-Napoca 23-a ediție a Conferinței Internaționale a Tinerilor Cercetători, eveniment dedicat elevilor pasionați de știință și tehnologie din toată lumea. Conferința este găzduită în premieră de țara noastră și este organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Conferința se desfășoară pe 5 secțiuni: inginerie, matematică, informatică, științele mediului și științele vieții, la care se adaugă o sesiune de prezentare de postere. Competiția își propune să familiarizeze elevii cu etapele elaborării unei lucrări științifice, să încurajeze să-și prezinte rezultatele lucrării și să se dezvolte într-un mediu academic de înalt nivel, în contextul internațional. Limba de lucru este limba engleză. Crescătorii de ovine spun că în acest an miei de Paște vor fi mai ieftini cu 15-20% decât în 2015. Concret, kilogramul de miel viu va fi de 12-15, maximum 20 de lei. Anticipează oierii în condițiile în care anul trecut se apropia de 30 de lei. În 2015, un kilogram de carne de miel costa în piețe între 20 și 28 de lei, în timp ce în unele supermarketuri ajungea chiar și la 37 de lei. Prețurile fiind similare celor din 2014. Mielul viu, cumpărat direct de la crescători, se vindea cu prețuri cuprinse între 15 și 20 de lei kilogramul. În multe cazuri, prețurile la carnea de miel erau similare celor din 2014, în București sau în județe precum Arad, Argeș, Sibiu, Timiș sau Suceava. Unul dintre județele în care un kilogram de carne de miel costă mai mult față de alte zone ar putea fi Hunedoara, unde în piețe era vândut cu 28 de lei față de București, de exemplu, unde un kilogram de carne de miel costa 21-22 de lei. Germania solicită Belgiei închiderea temporară a 2 reactoare nucleare din motive de securitate, după ce a adresat o solicitare similară Franței în cazul unei centrale nucleare de la frontiera celor două state. Germania, care plănuiește să-și închidă toate reactoarele nucleare din țară până în 2022, avertizează în privința chestiunilor de securitate legate de centralele nucleare din alte state europene. Guvernul german a solicitat deja Franței să-și închidă cât mai repede posibil cea mai veche centrală nucleară din țară, dintr-o localitate de la granița cu Germania. Ministrul german al mediului a cerut astăzi Belgiei să încheie activitatea de la 2 reactoare nucleare până chestiunile legate de securitate sunt clarificate. Oficialii germani au invocat îngrijorări privind fisuri în structura reactoarelor, motiv pentru care au fost închise timp de 2 ani, dar și-au reluat activitatea în decembrie anul trecut, scrie Le Figaro. Ministrul german al mediului a declarat într-un comunicat că solicitarea de închidere a celor două reactoare nucleare constituie un semnal puternic de alarmă ca măsură preventivă. Iar dacă va da curs cererii, Belgia va demonstra că tratează cu seriozitate îngrijorările exprimate de Germania. Iar acum să vedem cum va fi vremea pentru următoarele 3 zile. Vineri vremea va continua să se încălzească și se va menține în general frumoasă. Cerul variabil în cursul zilei va prezenta înorări temporare seara și noaptea în cea mai mare parte a țării. Însă doar izolat în sud-vest poate ploua slab. Vântul va sufla și el slab la moderat, cu unele intensificări în estul teritoriului și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, iar cele minime între 4 și 12 grade. Mai
mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 0 grade. Pentru sâmbătă, vremea va deveni în general instabilă. Vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, îndeoseb după amiaza și noaptea. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii extinse la munte în vestul, nordul și centrul țării și local în rest. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime, mai ridicate decât normele climatologice specifice acestei perioade, vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade în sudul Banatului. Duminică vremea va fi în general instabilă, vor fi norări temporar accentuate și în majoritatea regiunilor vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. La sfârșitul intervalului, în zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 3 și 11 grade. La știrile din sport vedeți ultimele noutăți din fotbal, rugby, volei, basket și handbal. Echipa de rugby RCM Timișoara se află înaintea celei mai mari realizări din istoria clubului, calificarea în grupele Challenge Cup. După ce a câștigat meciul tur la o diferență de 13 puncte, RCM are de disputat returul cu Rugby Calvisano. Este cel mai important meci al nostru. Meciul va porni de la 0-0. Nu vreau să ținem cont și să avem în minte avantajul pe care ni l-am creat pe propriul teren. Pleacă de la 0-0 și avem un singur obiectiv, victoria. Și nu zic victoria și calificarea, bineînțeles, dar nu zic doar calificarea, zic victoria și calificarea, pentru că mergem să câștigăm la Calvisano și să spunem așa, să facem un joc mai bun decât cel care l-am făcut în meciul tur. Mă aștept să fim mai focusați și mai atenți în anumite faze ale jocului. Turul cu cei de la Calvisano am oprit motoarele puțin prea repede, s-a terminat meciul în minutul 60, cei de la Calvisano au profitat de acest lucru și au revenit în joc. Suntem foarte conștienți de importanța acestui meci, suntem conștienți că nu avem o altă șansă, așa că vom merge în Italia cu un singur gând. Nu ne bazăm pe faptul că avem câteva puncte în avantaj. Mergem să câștigăm și prin asta ne vom asigura calificarea. Este pentru noi jucătorii, această calificare este o provocare de care avem nevoie să putem face pasul către înalta performanță și în alta viață rugbistică care încă nu o cunoaștem mulți dintre noi. E un meci foarte, foarte mare pentru noi și suntem nespus de entuziaști înaintea acestui eveniment. Băieții nu mai pot să aștepte începerea returului. Așteptăm de mult timp acest moment, iar în ultimele două săptămâni după succesul din tur, așteptăm cu nerăbdare returul, momentul care ne poate aduce calificarea pentru Challenge Cup. Din lotul de 26 de jucători deplasat în Italia vor lipsi Vasile Rus, Marian Sabău și Mădălin Lemnaru cu probleme medicale. Trebuie să facem un meci bun care să ne dea speranțe și pentru grupele Challenge Cup, pentru că trebuie să ne gândim și la ele și nu putem să fim în grupe, să spunem, să fim o victimă sigură pentru echipele mari din Franța și din Anglia. Deci pot să spun că este un meci test, este un meci de moral, este un meci care trebuie să ne arate adevărata valoare a echipei la ora actuală. Bineînțeles că suntem la început de sezon și potențialul, vârful maxim de formă nu este acum, dar e un indicator foarte bun pentru ceea ce ne așteaptă în acest an. Meciul Calvisano RCM Timișoara se va disputa sâmbătă de la ora 17 pe Arena Peroni.
UTA a obținut un punct pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, scor 1-1, după un joc încrâncenat în care prima repriză s-a disputat pe o ploaie torențială. La pauză a fost 0-0, însă ambele formații au avut ocazii să marcheze. Primul gol l-au înscris gazdele în minutul 75 prin ispas, egalarea fiind semnată de Bulă în minutul 88 cu un șut senzațional dintr-o lovitură liberă de la mare distanță. Cu acest rezultat, UTA s-a distanțat la 3 puncte de Chindia în clasamentul play-off și se află pe locul 2 după Gazmetan Mediaș, care are 3 puncte avans față de Arădeni. UTA și Gazmetan Mediaș se vor întâlni sâmbătă de la ora 11 pe Arena Motorul, miza fiind uriașă. Primul loc în serie care duce direct în prima ligă la finalul sezonului. CSM-CSU Oradea conduce cu 2-0 în confruntarea cu Phoenix Galați din primul tur al fazei play-off din Liga Națională la basket masculin. Echipa antrenată de Cristian Achim s-a impus pe teren propriu cu 93-86 în primul joc și apoi cu 103-79 în cel de-al doilea și mai are nevoie de o victorie ca să se califice în turul 2. Următoarele două meciuri se vor juca la Galați, duminică și eventual marți. Dacă Phoenix răstoarnă calculele și reușește să egaleze, meciul decisiv se va juca la Oradea. Minaur Baia Mare a câștigat fără probleme meciul cu Danubius Galați, scor 36-25, disputat în play-out-ul primei ligi masculine de handbal. La pauză a fost 17-9. Golurile echipei pregătite de Raul Fotonea au fost înscrise de Sadoveac 8, Sabou 6, Mureșan 5, Busecan 4, Bera 4, Marta 4, Popescu 2, Cristescu 1, Tălmaciu 1 și Diaconu 1. După acest joc, Minaur se află pe locul secund în play-out, la 2 puncte de Energia Târgu Jiu și va juca etapa următoare la Baia Mare cu HC Vaslui. Echipa de volei Arcada Galați conduce cu 2-0 în finala mică a campionatului primei ligi de volei masculin în fața celor de la Știința Explorări Baia Mare. Gălățenii au câștigat cu 3-1 primul meci, iar apoi s-au impus cu 3-0 în cel de-al doilea. Ambele s-au disputat la Galați. Următoarele două meciuri se vor juca la Baia Mare pe 23 și 24 aprilie, iar un eventual joc decisiv pe 27 aprilie la Galați. Monitorul se încheie aici, însă nu înainte de a admira o imagine din zona Maramureșului, menită să ne reamintească de frumusețile patriei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!